doamnelor și domnilor, haideți să urmărim împreună știrile din sport. Gaz Metan Severin a organizat astăzi o conferință de presă la care a încercat să informeze mass media locală cu privire la câteva din prioritățile acestui club. Evident că jocul de sâmbătă de la Râmnicul Vâlcea a dominat întâlnirea de astăzi, conducerea tehnică făcând tot ceea ce este posibil să realizeze o prestație cât mai bună și în etapa a doua. După victoria din Cupa României, Gaz Metan Severin se gândește deja la jocul de sâmbătă de la Râmnicu Vâlcea, unde speră să obțină de asemenea un rezultat bun. Avem o deplasare la Vâlcea cu o echipă foarte ambițioasă și care joacă de câțiva ani împreună. I-am urmărit anul trecut, i-am văzut la câteva meciuri. Sper ca jucătorii să conștientizeze că doar prin muncă și printr-un efort foarte mare putem să facem un rezultat bun. Ne-am luat câteva date despre ei. Zic eu că îi cunosc destul de bine jucând și anii trecuți împotriva lor. Este o echipă care, dacă e lăsată să joace pe teren propriu, joacă foarte bine. Prezent la conferința de presă, capitanul echipei Gaz Metan Severin, Alin Vigariu, a avut numai cuvinte bune despre publicul prezent pe municipalul severinean la jocul cu Arieșul Turda. Toți ne-am bucurat și ne-am bucurat și mai mult dacă am continuat rezultatele pozitive și lumea ar veni alături de noi. Pentru că am văzut că sunt destul de mulți iubitori de fotbal în Severin, dar nu știu ce îi reține să vină la meci. Acum noi ne-am bucurat că au fost 3-4 mii, că s-au scris în ziar, îi așteptăm un număr cât mai mare. Jocul cu CSM Râmnicu Vâlcea se va disputa sâmbătă cu începere de la orele 10 și, așa cum anunțam și ieri, va fi transmis în direct de Canalul TV, care a cumpărat drepturile pentru Liga a doua. În ultima perioadă, pe diferite site-uri de specialitate apar tot mai multe întrebări referitoare la clubul Gaz Metan Severin. La o parte dintre întrebări a încercat astăzi să răspundă președintele clubului, care a dorit să ofere detalii și despre cedarea drepturilor de televizare. Pe site-urile de sport apar tot mai multe întrebări pentru Gaz Metan Severin. Majoritatea se referă la emblema și site-ul clubului, lucru care am încercat să-l lămurim și noi cu conducerea echipei Gaz Metan Severin. Mi-am dat un comunicat pe actualul nostru site, gazmetancfr.ro, în care spunem foarte clar, s-a achiziționat deja domeniul www.gazmetanseverin.ro. Site-ul nostru este în construcție, va avea un nou design, este un proces de rebranding care durează, din păcate. În jur de 3 săptămâni totul va fi finalizat, iar referitor la sigla clubului se vede deja în spate. Foarte curând se va vedea pe tot ceea ce înseamnă material promoțional legat de clubul Gaz Metan Severin. Avem clarificări și cu contractul pentru drepturile de televiziune, care nu vor afecta disputarea jocurilor de pe teren propriu în nocturnă. Înțelegerea noastră verbală cu DigiSport presupune disputarea jocurilor în nocturnă, iar un prim element important este faptul că jocul cu FC Bihor din etapa 3-a, din data de 3 septembrie, am căzut la un acord cu firma de televiziune și se va disputa începând cu orele 21 în data de 3 septembrie, sâmbătă. Precizări binevenite care demonstrează că la Gaz Metan Severin se vrea mult mai mult în această ediție de campionat, esențială în obținerea performanței fiind și un parteneriat cu iubitorii de fotbal din această zonă a țării. Moderna bază sportivă de la CS Victoria va găzdui un turneu de tenis de câmp organizat pentru diferite categorii de copii. Competiția se înscrie în rândul unor proiecte pentru sport care se derulează în cadrul Consiliului Județean Mehedinți și este deschisă tuturor iubitorilor tenisului de câmp. Baza sportivă a CS Victoria va găzdui o nouă competiție de tenis de câmp care se dorește o pledoarie pentru acest sport cu mare aderență în rândul copiilor. Competiția este organizată de Consiliul Județean Mehedinți, care și finanțează costurile legate de desfășurarea ei, dar și de clubul sportiv Victoria. Vreau să anunț chiar toți jucătorii din Mehedinți că pot participa la un turneu pe data de 6, organizat de Consiliul Județean împreună cu CS Victoria, pe 3 categorii de vârstă, 10 ani, 14 ani și 18 ani. Drept de participare pentru? Pentru toți jucătorii nelegitimați, este un turneu de casă în care pot participa toți jucătorii care doresc să participe la acest concurs. O invitație pentru toți iubitorii acestui sport de a participa la acest proiect generos al Consiliului Județean, doar unul din cele finanțate în acest an.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufă, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!